Fioara de 1,2 milioane de euro a răsunat la Târgu Jiu la 77 de ani de existență a operelor lui Constantin Brâncuș. Instrumentul aflat în patrimoniul României a încântat sute de persoane datorită maestriei violonistului Alexandru Tomescu. Puțini oameni știu că vioara Stradivarius are parte de un regim special, fiind transportată cu mașina blindată, bodyguard și este ținută într-un loc secret. Artistul Alexandru Tomescu a poposit cu valorosul instrument la coloana infinitului. Ar fi vrut să țină recitalul în aer liber, dar condițiile de temperatură și umiditate nu au permis expunerea viorii. Ținut într-un seif, cunoscut doar de firma de pază, instrumentul are propria mașină blindată. Piesa face parte din patrimoniul României și este una dintre ultimele 10 Stradivarius funcționale din lume. Este o responsabilitate pe care ne-am asumat-o pe deplin atunci când am primit vioara și când am semnat contractele cu Ministerul Culturii, dar pentru mine ca violonist și ca iubitor de artă și de frumos este o responsabilitate de la sine înțeleasă. Atunci când țin în mână un astfel de obiect, de altfel mi este și greu să numesc obiect, fiindcă este ca o ființă vie. Vioara, datată 1702, a fost declarată de experții nemți una dintre primele 5 cele mai frumoase instrumente semnate de Antonio Stradivari. A fost spectaculos, spectaculos, fantastic. E ceva inedit pentru Târgu Jiu și așteptam să mai vină. Alexandru Tomescu în seara asta ne-a arătat că prietenia dintre Brâncuș și Enescu n-a fost deloc întâmplătoare. Două genii care au dus spiritul poporului român în întreaga lume. 77 de ani, o poveste care a început dăltuită de Brâncuș și pe care avem responsabilitatea cu toții, și noi, și presa, și cetățenii din acest oraș, să o ducem mai departe. Violonistul nu este lăsat niciun moment singur cu prețiosul obiect. La fel s-a întâmplat și la Târgu Jiu, unde forțe de ordine în civil au fost prezente peste tot.